După o absență de 5 ani, Audi TTRS se concentrează mai mult pe performanță și este pregătit să provoace unii rivali mult mai puternici. Suntem deja fani mari ai TT-ului obișnuiți, deci cu noul motor cu 5 cilindri și 400 de cai și o dinamică mai clară de manipulare, ne așteptăm ca noul RS să ridice bara într-o clasă care inspiră și excită. Audi TTRS poate fi foarte bine mașina de bătut supercaruri. TTRS este o variantă de înaltă performanță cu 4 locuri a cupeului standard TT. Puterea vine de la noul motor cu turbocompresor de 2.5 cu 5 cilindri, 400 de cai putere și 354 de Nm cuplu. Interiorul nu este o corvoadă pentru a intra sau ieși din el, iar poziția de conducere este aproape perfectă. Panoul de instrumente Virtual Cockpit este clar și prezintă informații logic. George, Salut! mulțumesc frumos că ai dat invitația noastră să ne prezinți mașinuța asta, Cea mai mare plăcere. bijuterie, Pocket Rocket, cum îi zic mai nou internauții. Da. Un TTRS, motor 2.5, 5 cilindri, nu? Da. Care dezvoltă 400 de cai. 400 de cai. Am văzut că internetul a nebunit, a explodat când a apărut TTRS-ul și RS3-ul. Practic au aceleași motoare, nu? Da. Am văzut că toată lumea a început să facă cu ele curse, să le laude, toată lumea a câștigat, din câte știu, câțiva ani la rând cel mai bun motor din lume. Da, și chiar și anul trecut. Chiar și anul trecut, nu? Da. Vedem că și anul ăsta. Da. Spune-ne, cum e? O ai de nou, nu? Am luat undeva pe la 2000 de kilometri, ceva 2000 de de genul. kilometri, am înțeles. Da. Cum te împaci cu mașina asta? Că nu e o mașină care să te întâlnești în fiecare zi cu ea pe șosea. Ca și mentenanță, nu știu, ca și piese. E destul de greu, nu? Bănuiesc. În primul rând, mașina nu se vinde în România. Da, este aceeași problemă ca la RS3. Da, efectiv nu au cotă pe România, deci nu pot să vândă mașina. Trebuie să o iei din afară, iar pe lângă piese, din ce am înțeles, pot aduce. Dar, de exemplu, are frenele ceramice și, după ce am vorbit la reprezentanță, ar fi 28.000 de euro să le schimb. Da, este cea mai scumpă opțiune de la Audi, frenele ceramice. Am mai filmat și noi câteva Audi RS, într-adevăr, costă Exact. foarte mulți bani. Și chiar vreau să adus vorba de frene ceramice, vreau să te întreb, este adevărat zicala aceea că când sunt reci, mașina nu frânează? Nu știu la mașini mai mari, dar cel puțin la asta, pe greutatea destul de joasă, nu. Ține efectiv oricând. Deci ține. Am pus frână cu mașina foarte rece, adică acum 2-3 zile, doar ca să testez, pentru că acum a fost mai frig și ține fără nicio problemă. Am înțeles. Probabil e și greutatea foarte joasă a mașinii și Da, o ajută corect, foarte mult. corect, corect. Am Adică văzut. am văzut un clip cu un A8 pe internet care era pe autostradă, mergea undeva la, în Germania. Mergea cu undeva la 200 și ceva la oră și când a pus frână, într-adevăr, gen, se oprea foarte greu frânele ceramice. Am înțeles. Am văzut că cei de la Audi au construit mașina asta în special pentru a o conduce. Da. Drept dovadă au renunțat până și la navigația clasică a lor pusă Asta am aici. căutat foarte mult, să fie cât mai centrată pe driving Exact, da. și Am să nu mutat fie totul pentru practic persoana din aici, nu? dreapta, să nu fie pentru familie, pentru... Am înțeles. Am mutat totul practic în bord. Exact. Mai nou, cum îi spune el așa, Virtual Cockpit, nu? Exact. Da. Mașina ta, cum spui tu, este focusată mai mult pe șofer. Tu mașina o folosești pe circuit? Nu am fost pe niciodată, dar da, o să folosesc pe circuit. Practic pentru asta e ea creată, nu? Da. Încă o chestie ce am văzut interesant de la ea de când ne-am întâlnit, padelele sunt, le-ai pus, Sunt schimbate, da. nu sunt schimbate, le-ai pus într-un fel, cum se numește, adaptare, nu? Să faci Exact. mai lungi. Sunt din America, de la Leo Motorsport, că m-au întrebat foarte multă lume din alte videoclipuri. Am Leo înțeles. Motorsport se numește și sunt foarte, foarte bune. Și sistemul de prindere e foarte bun, că e cu un fel de șurub care le prinde, nu e cu Aha, lipici sau ceva. am înțeles. Adică... Uite, prima impresie ce pot să spun direct, am filmat și cu un Audi RS3, asta este mult, mult mai rigidă. Da. E... Și stă mult mai lipită, practic, în viraj. Și nu știu dacă e pe Și e viraj dinamic. la viteză mică acum. Ne uităm acum. Da, e pe dinamic. Apasă, încă ai pornit cu ea în dinamic și de multe ori nu... Acum e dinamic. Da. Bun, și acum dacă îi dăm, o mutăm pe manual, nu? Da. Da. Da, într-adevăr, se simte de altă diferență. Altceva, e Da. altceva. Și da, e foarte rigidă. În schimb, pentru mers, cel puțin eu folosesc zilnic la mers prin București, adică iar n-am folosit-o. Chiar vreau să te întreb, asta e următoarea întrebare. Mașina e daily? Da, Aproape daily, nu? e daily pe când e cald afară. Când e frig,
mă schimb. Adică am acel Macan de care ți-am spus și cu ăla merg iarna. Am înțeles. Dar e ca suspensie dureroasă de multe ori. Adică au, e cu suspensie magnetică, are dotarea, dar nu o schimb atât de mult încât să spun că pe confort devine foarte confortabilă. Adică în niciun caz nu poți să o compari cu ceva gen S-Class sau E-Class sau chestii de genul. Facem un lașcător de aici, nu? Da. De aici, da? Da. Bun. Frână. 3000, nu? Se duce singură, ține apăsat cât de tare poți. Stai puțin. Mi-a plecat stomacul. Deci nu mă așteptam să fac. Problema așa e că la volan eu sunt obișnuit și te ții de volan în același timp. Dar în dreapta. Și asta a fost 103,4. Asta ca să nu scade mai puțin decât declarat. Oh. Deci sincer m-am speriat. Zic sincer, m-am speriat. Dar simți puțin că parcă pleacă de sub tine, așa, ușor, ușor. Nu, n-am simțit-o, sau cred că am fost pe prea speriat. N-am simțit-o. Vai. Am momente când fac launch și dacă e puțin praf pe jos, gen la început, da, și nu prinde foarte bine. Știu, am pățit-o la GTR. Când da, am făcut exact. Un control cu GTR-ul, da, așa am pățit. Și simți că parcă ar vrea să plece puțin. Exact. Și e diferit? Mamă. Că fiind model 2018, față de modelele anterioare, are bias-ul mai mult pe spate. TTRS-ul 2017, chiar dacă arată la fel, are bias-ul la tracțiune, trage 60% fața, 40% spate, dar acum e invers. Și e mult mai mișto să fie bias-ul pe spate, că e senzația mult mai bună la condus. Am înțeles. Vai de cap, mă. Mamă, mi s-a făcut părul pe mine, mă jur. Deci a doua mi se pare că cea mai gravă la ea. Cea mai gravă treaptă e a doua la ea. Te împinge efectiv. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mă duc la o filmare cu o impresie despre o mașină. Da. Gen, mamă, că o să rupă, că o să facă, că o să dreagă. Și am plecat de acolo, bă, ce e asta? Pe bune, deci de foarte multe ori s-a întâmplat. Adică câteodată netul îți dă senzația că o mașină e prea tare. Da, și alte ori că exact. Nu e. Asta am văzut că e tare pe net, dar nu mă așteptam să fie chiar așa. Una e când o simți tu singur. George, îți mulțumesc mult încă o dată. Mersi și eu. Ai făcut ziua mai frumoasă. Pot să zic că de acum încolo tot anul cred că mai frumos. Chiar nu o să uit experiența asta. E una dintre cele mai plăcute experiențe, printre cele mai plăcute experiențe. Și îți mulțumesc mult încă o dată că ai dat invitația mea. Până data viitoare, la revedere!